Deci te rog frumos. Bună ziua, mami. Bună, salută oamenii. Bună. Am lansat piesa nouă și vreau să îmi spui cum ți se pare. Aștept că de când o aștept, of, Doamne. Nu mai venea ziua asta de 11. E, na. Da. Mergi contra furtunii, curentul tare întoarce din drum, dar el din drum te ghidează. Să mergi acum, să renaști din scrum, din propria cenușă. Te inventezi și începi să crezi din nou în tine, la rău și la bine. Lasă-te purtat și vei fi eliberat, wow, de orice teamă. Super! Înainte, oricum minte te minte, prezentul te cheamă, înapoi nu poți să mergi. Dă-ți voie să cazi, așa înveți să zbor, cădere liberă într-un joc fără desfor, în care lucrurile parcă-s mai aproape, în lumea în care nu aici se simte, se poate, da? Dă-ți voie să cazi, așa înveți să zbor, poți fi liber într-un joc fără desfor, în care lucrurile parcă-s mai aproape, în lumea în care nu există, nu se poate. Deci? E așa, ca o scară până la Dumnezeu. Ok. Fiecare treaptă a vieții, o prinzi cu mâna și te ridici și mai sus, mm-hmm, și mai sus, și mai sus, și mai sus. Pentru că asta, ce să vezi, e evoluția umană. Mm-hmm. N-ai încotro. Trebuie să mergi mai departe, că, cum zici tu, înapoi n-ai cum să te întorci. Și așa că e extraordinar de emoționantă piesa, de motivațională piesa. E pansament pentru suflet. Ce notă îi dai? Nu există notă care pot să-i o dau piesii astea. Nu, da, e universală. Deci imaginează-ți plus infinit. Ok. Da. Așa am simțit-o, așa... Oricum eu doresc pe telefon, vreau să fie... Rington. Și voi, dacă vă doriți, puteți să o aveți ca rington oricând. Oricând trecem prin situații, în fiecare clipă, moment, oră, și de plus și de minus. Piesa asta te ajută numai o secundă, dacă ai dat drumul, te ajută să pui mâna pe treapta următoare și să nu te lași învins de greutăți. Asta e tot, nimic mai mult. Ce frumos! Da? Felicitări, felicitări încă o dată că ești copilul meu, felicitări că tu ai scris-o și nu ești decât interpret, ești și cantautor și autor. Ce să spun? Sunt mândră, îi mulțumesc lui Dumnezeu, Universului, pentru tot ce am și tot ce mi-aduce frumos în viața mea. Și urât, că învățăm și din cele urâte și așa știm să apreciem partea frumoasă a lucrurilor. Mulțumesc! Mamă, ce discurs frumos! Ce mi-a plăcut! Mulțumesc! Da, drăguță, mulțumesc, mama. Mă bucur! Puiul meu! Să rămână! Da, cu tot dragul din lume! Pa! Pa! Vă pupic!